Salut! Astăzi am să te învăț cum să îți iei RAM, cum să îți iei CPU și net. Poate că ai făcut niște tranzacții deja și ai văzut că ai nevoie de ele pe Wax Blockchain sau chiar pe iOS, dar pe iOS deocamdată nu se poate sau poate se poate, nu știu, o să vedem acum. Avem opțiune acolo, din câte se pare. Mergem pe wallet și vedem aici. Prima dată, evident, trebuie să mergi pe acest link, dai copy-paste, dacă vezi acolo, Alcor Exchange. Poți să cauți și pe Google, e foarte ușor. Și ăsta este wallet-ul meu, ce am pe el, nu e nu știu ce. Acum mergem la resources. Aici e ce contează pentru ce îți trebuie ție. Aici e RAM-ul. Aici e net, aici e CPU. Și dai stake. Ai nevoie de CPU gen un Wax, dai stake. Dai launch Anchor. Vedem dacă, dar asta să folosească totuși o mișcare din aia pe gratis. Sper că ai grijă să nu le folosești înainte, că tot ai nevoie de ele când te miști aici. Și 0.5 Wax e destul. Evident ar trebui să ai după ce ai vândut câteva NFT-uri pe gratis. Sper. Sper. Și aici dai, poți să vinzi RAM sau poți să cumperi RAM, tot așa. Să zicem 2 Wax, cam mai destul deocamdată. Dai stake. Și ar trebui să fie ok. Tocmai am folosit 3 mișcări. Deci nu știu ce asta, dar nici nu mă interesează. Ar trebui să fie ok. Am dat mai mult RAM. Net, din câte ai văzut la început de video, dacă ai fost atent, am avut 2.50 Wax. Și aici am avut cât am avut. Nu prea pun că sunt subscribe, dar pentru videoclipul acesta am făcut o excepție. Te rog frumos să lași un like, un subscribe. Mă ajută mult. Ok, hai să încercăm pe iOS, pardon. Să vedem dacă putem să facem aceeași chestie. N-am încercat să fac pe Alcor, dar să sperăm că totuși se poate. Cred că am reușit totuși, da. Evident o să ai nevoie de acest extension instalat dacă ești pe calculator sau bombat pe telefon, aplicația. Și aceeași chestie trebuie să faci aici, din câte vezi, nu e mare chestie. Am destul de mult RAM, că am avut nevoie, e destul de mult, da, văd că 9 iOS, frumos. Și da, aceeași chestie, dai stake, nu am să mai dau skid stake acum că ai înțeles ideea, sper. Deci trebuie să intri pe acest site și să-ți bagi acele chestii și după aceea o să fie valabile pe fiecare market, nu contează pe ce market, pe Atomic, pe Nifty,
Acum nu există NFT pe iOS, dar poți să folosești Wax-ul, de exemplu, dacă cumva ai avut probleme cu netul sau cu CPU, acum știi de unde să le iei. Și Doamne ajută, ne vedem tura viitoare. O să vorbim despre un joc pe care îl joc. Hai să vezi câteva videoclipuri, destul de multe, la mine pe site despre el, prin care poți să câștigi niște NFT-uri pe gratis, tot din OnePlay. Destul de fun. Ciao, ne vedem tura viitoare.